Bărbații sunt cei mai dispuși să asculte cu atenție frazele, povestirile și sugestiile soțiilor lor în timpul cinei. Cu cât femeile înțeleg mai bine ce se petrece în mintea și sufletul bărbaților, cu atât reușesc să nu mai cadă în capcana certurilor pentru orice femeie care încearcă să aibă o discuție serioasă cu partenerul ei de viață. Găsirea momentului ideal pentru a purta acea conversație reprezintă în întotdeauna o problemă. Cum să îi faci pe bărbați să ți acorde atenția lor completă? Răspunsul este unul simplu. Așteptați până când el tocmai s-a așezat la masă, afirma autorii acestui articol apărut pe site-ul tabloidului britanic Daily Mail. Autorii unui studiu realizat pe un eșantion de o de bărbați și femei au descoperit că ora 20 și 15 minute reprezintă momentul în care bărbații sunt cel mai pregătiți să asculte ceea ce au despus soțiile lor. Aproape jumătate dintre respondenți au spus că preferă să poarte discuțiile serioase în timpul cinei, pe de altă parte femeile spun că vor să aducă în discuție un subiect complicat cu 12 ore mai devreme, în jurul orei 8 și 20 de minute. 39% dintre bărbați spun că le place să poarte conversațiile importante în timp ce conduc. În plus, dacă acele discuții implică solicitarea unui favor, cele mai mari șanse de a-l obține apar atunci când favorul respectiv este cerut în fața rudelor. Peste 20% dintre bărbați spun că obișnuiesc să cedeze în fața rugăminților soțiilor lor, dacă acestea sunt făcute în prezența unui număr mare de membri ai familiei. În schimb, trei sferturi dintre bărbați spun că detestă să fie deranjați cu rugăminți, discuții și solicitări atunci când facă duși. Sondajul a dezvăluit faptul că femeile întâmpină cele mai mari dificultăți în captarea atenției soților lor atunci când aceștia joacă jocuri video. Doar 1% dintre bărbați sunt atenți în acele momente la ceea ce li se spune.